Soțul meu e mort de mulți ani. Din 98. 14 ani, ca și 14 ani. Am rămas cu 4 copii. Mi-am luat drumul în Spania ca să muncesc. Mi-am spus copiii înainte. Și mi-am făcut casa asta, care o am acum. N-am avut nimic. N-am murit soțul, n-am avut absolut nimic. N-am avut. Și am plecat, că m-am împins sărăcia. Nimic altceva. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns până aici. Mulțumesc. Am avut ajutor mai mult de la Domnul decât de la persoane. Și acum eu plec înapoi, am serviciul meu acolo la Spania și vreau să continuăm în continuare. Pentru copii mai mult. Și acum pentru nepoței. Am și nepoței. Am stat într-un Caritas primul an și avocata din Caritas de acolo m-a iubit mult și mi-a căutat de muncă, din care șefii care i-am avut prima dată, șefii m-au recomandat la alții și tot așa am găsit de muncă prin șefi spanioli am găsit. Și m-au recomandat că am fost o persoană muncitoare, cu minte, că acolo în Spania contează să nu furi, să nu zici minciuni, să nu zici nimic. Și prin ei. Și am serviciul ăsta aproape de 5 ani de zile acolo în Spania. Da. Și totuși vreau să mă mai duc, am copii, vreau să... Cât mai trăiesc, să muncesc pentru ei, să-i scot pe ei înainte. Acum am venit mai puțin timp cât am avut. Am venit la 9 luni de zile. După 9 luni de zile am venit iarăși în România. Acum dacă plec, cred că la anul viitor mai vin iarăși. Da, am fetița cu mine, cea mai mică, am avut și băieții și acum vreau să iau și copiii ăștia mai mari, băieții mai mari. Nu aș vrea să fie copiii mei să trăiască acolo în țările străine, că e foarte greu în străinătate. Străinătatea nu e așa de dulce, cum zic alții. Dar câștigul este mai bun, se câștigă foarte bine. Deci salariile de acolo sunt eu cred că de 3 sau 4 ori mai mari ca aici în România. La un salariu care le-ai eu de 800 de euro, echivalent cu 32 de milioane de aici. Într-o lună aici nu iei banii ăștia. Sunt foarte puțini bani aici. Văd eu acum că am venit și acum văd diferența între Spania și România. Deci acolo se trăiește foarte bine. Și prețurile sunt ca și egal. Cel mai greu mi-a fost că nu știam să vorbesc în primul rând. M-a costat mult să învăț limba, așa, și dorul de casă. Dorul de copii și de casă. În care, după un an, doi, așa, m-am învățat cu despărțirea asta de copii. Bine, nu chiar bine, dar m-au încântat banii. Pentru că în fiecare lună când luam salariul, vă dați seama. Și simțeam că copiii au ceva acasă și au ce să trăiesc. Asta a fost mai greu, că n-am știut limba prima oară. Am învățat, am fost la niște cursuri. M-au angajat de acolo de la Caritas, m-au băgat la niște cursuri și într-o maxim în 3 săptămâni am învățat limba. Chiar și ei au fost surprinși, mi-au zis, nu știu, așa o fată deșteaptă ca tine să prindă limba în 3 săptămâni, încă nu mi s-a întâmplat. O româncă atât de deșteaptă. Și a treia săptămână mi-au dat de muncă. Care mulți, care stau câte două, trei luni să învețe limba și nu prea găsesc de muncă. Și mie în 3 săptămâni mi-au dat de muncă. Deci mi-au dat Caritas. Și prin ei am reușit să aibă încredere patronii, oamenii care au muncit cu ei și eu sunt o persoană foarte renumită printre ei. Deci dacă vine cineva și întreabă, vrem pe fata asta la muncă, ei îmi dă o referență, nu știu cum se spune aici, o referență excelentă, nu bună. Mi-a zis, nu e bună, e foarte bună. Și mulțumesc Dumnezeu la ora actuală că pot să trăiesc în străinătate.